sunt 100 de trilioane de bacterii la nivel intestinal, 85% sunt bune, 15% sunt rele. În momentul în care intervenim cu alimente, în momentul în care intervenim cu medicamente, evident că se schimbe acest raport și apare disbioza. Disbioza, de fapt, este un dezechilibru. Și asta înseamnă că așa ar trebui să ne imaginăm că bacteriile joacă jocul copilăriei noastre, țară-țară, vrem ostaș. Și în momentul în care cele rele vin înspre cele bune cu o forță, cu o anumită forță, de fapt le dezechilibrează pe cele bune. Și cele bune, bacteriile bune, au nevoie de un pic de timp să se reabiliteze. Prin urmare, acest biomarker sau microbiota intestinală poate reprezenta un biomarker pentru sănătatea creierului, în special dacă ne uităm la anumite genuri, la anumite bacterii care sunt prezente în momentul în care oamenii, prezintă fericire sau în momentul în care oamenii prezintă tristețe.